Scandal între primarul din comuna Odoreu și un observator acreditat într-o secție de votare din comună cu doar câteva ore înainte de deschiderea secției. Observatorul a filmat tot momentul după eveniment. De ce mi-ați rupt acreditarea, domnul primar? Dați-mi, vă rog să-mi restituiți acreditarea. În timp ce se afla în secția de votare, observatorul Expert Forum București ar fi fost agresat și s-ar fi rupt acreditarea de către primarul Dumitru Pop, care în acel moment se afla în secția de votare. Iată acreditarea pe care a rupt-o primarul, care a fost prezentată secției de președintei secției de votare, are în mână cealaltă bucată, refuză să o restituie, este foarte agresiv. Vă rog să-mi restituiți acreditarea, domnul primar. De ce ați rupt acreditarea mea de observator? Nu o să ați refuzat să o prezentați președintei. De ce ați distrus documentul? Vreau să ajungă la poliție, la un. De ce ați rupt documentul? Asta se numește distrugere. Frumos, o să vă fac o plângere penală cu frumos și o să o prezint la poliție. Surse susțin că edilul șef al comunei Odoreu ar fi fost enervat de faptul că înainte cu o zi l-ar fi surprins pe observator cu un contracandidat, stând la povești și plimbându-se prin comună, filmându-l. Observatorul ar fi depus plângere penală pentru violență și distrugerea unui act oficial. Dumneavoastră conștientizați că acreditarea mea care e ruptă la noastră mână, acela este un document oficial care mi-aparține mie. Da, și o să vin înapoiesc când vine echipajul de poliție. Care este distrugere, ce s-a întâmplat cu el. Vi l-a distrus? Primarul. Cine o să răspundă?